Fully, adevărul despre relația cu Antonia și Alex Velea, sunt în stare să merg și la pușcărie. Fully, mesaj pentru Antonia și Alex Velea, după scandalul cu substanțele interzise. Fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani este implicat într-un scandal monstru, care ocupă de câteva zile bune prima pagină a tabloidelor. Fully a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan, motiv pentru care a fost dus la INML pentru un test mai amănunțit. El a mărturisit că înainte să fie prins de polițiști, tânărul de 23 de ani s-a aflat alături de Alex Velea. În legătură cu el, nu pot să zic decât că trăiesc într-o țară coruptă și doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am făcut un grătar cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt niște băieți deosebiți. De obicei în studiuri, nu la Alex Velea, se fumează. Eu vă jur că sunt plictisit de astea. După petrecerea de la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieți de-ai lui care nu aveau nimic la ei, a declarat Fully. În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o țară coruptă și doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am făcut un grătar cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt niște băieți deosebiți. De obicei în studiuri, nu la Alex Velea, se fumează. Eu vă jur că sunt plictisit de astea. După petrecerea de la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieți de-ai lui care nu aveau nimic la ei, a declarat Fully. Ce spune Fully despre Antonia și Alex Velea? După ce le-a adus numele în acest scandal, Fully a revenit cu noi declarații despre cei doi. Fiul clejanilor a mărturisit că ține foarte mult la cei doi și este în stare de multe pentru ei, chiar să meargă și la pușcărie. Vă rog frumos presa, sunt în stare să merg și la pușcărie pentru acești oameni minunați, Alex și Antonia. Au o familie frumoasă și cei mai simpatici copilași. Nu el stricat imaginea din cauza mea, vă rog frumos. Faceți-mă pe mine de râs, nu pe ei, pentru că ei sunt exemplul României de așa da, a spus Fully, pe pagina sa de Instagram.